de nunta de scurtmetraj. Stai că îi spun și celuilalt. Tu ai auzit de nunta de scurtmetraj? Ei, vezi că am auzit. Este clar. Am spus și, și staturilor. Stai puțin. Ați auzit de nunta de scurtmetraj? Da. Vezi? Au auzit? Au auzit cu toții. Sunt sigură de data asta. Nu mai stau aici. Mă duc să le spun și celor de afară. O să începem cu make-up, cu păr, cu candy bar, cu open bar, cu DJ, cu artificii, rochii de mireasă, rochii de seară, haine drăguțe pentru copii, entertainment, dansuri, momente de magie și bineînțeles să nu uităm de asociația Povestea Mea, care va fi prezentă la eveniment și prin intermediul căreia vom face tot posibilul ca donațiile noastre, premiile, pachetele care se vor strânge pentru copii să ajungă la cei defavorizați. Vor fi și momente artistice, vor fi copiii de la Frix care vor organiza două dansuri, va fi un moment de dans cu șeici, bineînțeles dansul mirilor, care va fi acompaniat de fum greu și de artificii, va fi o prezentare așa bombă de tort de șaturi. Da, o să avem și magician care va face un mic moment așa pentru copiii care de ce nu sunt așteptați și ei să vină la eveniment. O să avem mici surprize organizate la standuri. Dăm așa un mic spoiler, un furnizor va oferi halate bright. Se va organiza o tombolă prin care viitoare mirese pot câștiga unul dintre halatele oferite. O să fie la fel și un stand special pentru copii. Așadar, dacă sunt persoane care urmează să aibă botez, sunt invitate să vină în cadrul evenimentului pentru că vor avea atât discounturi cât și mici surprize pregătite. Am aflat tot. Este imposibil să aflați mai mult decât am aflat. O să ne distrăm, o să vedem prezentări de modă, o să vedem torturi, o să vedem miri, mirese, o să bem, o să ne distrăm, deci o să fie top! Vă pup! Hello!